Ne întoarcem la studiul nostru despre tot ce ne-a învățat Isus, și anume la Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 41. Este foarte interesant de mers prin Evanghelia după Matei, având în minte faptul că trebuie să înțelegem ce a vrut Isus să ne învețe, ca să putem învăța și aplica în viața noastră. Învățăm din cuvintele sale, din viața sa și faptele sale. Dar, de asemenea, învățăm din situațiile în care au fost ucenicii lui și cum a reacționat în diferite situații. Și de acolo putem învăța ceva. De asemenea, învățăm și din modul cum a răspuns la diferite întrebări. Dependența lui de Dumnezeu Tatăl pentru a da un răspuns bun, fără a se strădui prea mult să gândească. Adesea, când oamenii ne pun întrebări, noi atâta ne gândim și ne străduim ca să dăm un răspuns. Isus a răspuns adesea cu o pildă scurtă sau cu un răspuns scurt. Acesta este cel mai bun mod de a răspunde. Revenim la text. Pe când erau strânși la un loc farisei, Isus i-a întrebat ceva. Voi mi-ați pus atâtea întrebări. Acum să vă întreb eu ceva. Ce credeți voi despre Mesia sau despre Hristos? Hristos este un sinonim pentru Mesia. Iudeii așteptau ca El să vină. Ei știau că urma să vină. Al cui fiu este El? Ei știau din scriptură că este fiul lui David. Și Sus le-a zis: Cum atunci David, fiind din Suflat de Duhul, îl numește Domn? Când zice: Domnul a zis Domnului meu. Verset din Psalmul 110, versetul 1: Și la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul a zis Domnului meu. Deci, dacă David îl numește Domn cum este El Fiul Lui? Ei nu au știut. Nu au putut răspunde la aceasta. A fost puși în încurcătură. Și din ziua aceea, nu a mai îndrăznit nimeni să îi pună întrebări. i a redus pentru totdeauna la tăcere. Dumnezeu are un răspuns la toate întrebările. Cu cât suntem mai mult în legătură cu Dumnezeu, cu atât vom ști mai multe răspunsuri. Îmi amintesc, că în viața mea de creștin, imediat după ce am fost născut din nou, nu am știut răspunsul la multe întrebări din Biblie. Dar acum știu mai mult. Nu totul, dar mai mult, pentru că am studiat. Și nu numai atât, ci am căutat să trăiesc înaintea lui Dumnezeu, așa cum trebuie, și am căutat să-l cunosc mai bine pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a devenit tot mai clar și am găsit răspunsul la multe lucruri pe care nu le știam când eram tânăr. Nu este nicio contradicție în cuvântul lui Dumnezeu. După 53 de ani de studiu biblic, pot să vă spun că nu este nici o contradicție. Ceea ce îți pare a fi contradicție este pentru că nu ai înțeles cum trebuie. Este un răspuns la orice pare a fi contradicție în scriptură. Este și un răspuns la fiecare problemă din viață. Nu pot să spun că am găsit toate răspunsurile, dar am găsit multe răspunsuri pe care nu le-am știut acum 50 de ani. Nu respinge ceva numai pentru că nu știi răspunsul. Smerește-te și spune: Nu sunt acum destul de matur pentru a ști răspunsul. Este ca un copil care studiază matematica la școală. Când este în clasa a doua, el nu știe ce este aia algebră și geometrie. Și el poate spune: Ce sunt acestea? Astea nu fac parte din matematică. Eu știu matematică. 2 plus 2 e 4. 2 ori 3 e 6, tabla înmulțirii, dar algebra și geometria sunt gunoaie. El așa crede sincer, pentru că e doar în clasa a doua. Dar când ajunge în clasa a opta, după ce a studiat algebra și geometria, spune, așa este, este algebra și geometrie. Dar apoi spune, dar ce sunt calculele acestea, integrale și derivate? Ce s astea? Dar când va ajunge în clasa 12, va înțelege ce e și cu acestea. Deci orice lucru ce nu-l înțelegi, lasă să treacă vreo 4-5 ani cu Domnul și vei vedea adevărul din spatele acelor lucruri. Deci este bine că atunci când suntem tineri să fim smeriți și să spunem nu știu. Dezvoltarea mea spirituală nu este încă la nivelul în care să înțeleg asta. Dar trebuie să fie un adevăr acolo. Când mergi la scriptură și găsești ceva ce nu înțelegi, sau ceva care ți se pare a fi o contradicție, nu fi așa de arogant încât să crezi că este o contradicție numai pentru că tu nu ai o explicație. Asta este pentru că ești imatur. Poate ești încă la grădiniță. De aceea nu ai o explicație. Altul care e mai matur și a umblat mai mult cu Dumnezeu și a progresat în viața creștină, el poate înțelege foarte bine. Dar oamenii mândri nu vor accepta niciodată așa un răspuns. Ei cred că dacă sunt destul de deștepți ca să înțeleagă matematică, fizică și știință, pot să înțeleagă și Biblia. Dumnezeu a ascuns aceste lucruri de oamenii inteligenți și isteți și le descoperă celor smeriți. Țineți minte aceste lucruri. Odată ce înțelegi aceasta, vei tăcea înaintea lui Isus, așa cum au tăcut și farisei. Matei 23,1 cu Isus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis, Cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Aceasta este definiția fățarnicului. Ei predică lucruri pe care nu le practică, spun lucruri pe care nu le fac. Ei vorbesc, învață pe alții, dar ei nu le fac. Aceasta este opusul versetului 1 din Fapte, capitolul 1, în care citim că Isus a făcut și a învățat. Comparați Matei 23 cu 3, ei învață pe alții, dar ei nu fac, cu Fapte 1 cu 1. Isus a făcut, apoi a învățat pe alții. Toți dintre noi suntem într-una din aceste categorii. Dacă ești creștin, ori predici multe, dar nu le practici, ori le practici mai întâi și apoi le predici. În primul caz ești fariseu, în al doilea caz ești un urmaș al lui Hristos. Descendenții spirituale ai fariseilor sunt și astăzi în biserică. Mulți dintre ei, milioane, care predică multe lucruri de la învoane pe care nu le practică în viața lor. Apoi sunt câțiva care îl urmează pe Hristos, care mai întâi practică și apoi învață pe alții. Ei decid să nu predice ceea ce nu fac sau ceea ce nici măcar nu au dorința să facă. Alt lucru pe care vreau să-l vedeți aici este că fariseii aveau câteva calități bune. Vedem asta aici, în acest capitol. Nu era totul rău la farisei. Aveau câteva calități bune. De exemplu, numărul 1. Isus a spus, tot ceea ce vă spun ei să faceți, să faceți. Isus nu ar fi spus asta despre martorii lui Jehova, sau despre sâmbătari, sau despre romano-catolici, că tot ceea ce vă învață ei este corect și că puteți face. Nu este așa. A învăța pe alții că ținerea sabatului îți aduce mântuirea nu este corect. Să spui că Isus nu este Dumnezeu, cum spun martorii lui Jehova, nu este corect. Să spui că Maria este al doilea mijlocitor între Dumnezeu și oameni nu este corect. Deci Isus nu ar fi spus despre aceste grupări că orice spun ei să faceți, să și faceți. El nu ar spune asta nici despre creștinii liberali, dar ar spune asta despre creștinii evanghelici. Ei au doctrina corectă. Dar printre ei pot fi și farisei. Și fariseii aveau doctrina corectă. Deci era o calitate bună la farisei aveau doctrina corectă. O altă calitate a lor este menționată în versetul 25. Voi, cărturari și farisei fățarnici, curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Aceasta era fățărnicia lor. Interiorul era murdar, dar exteriorul era curat. Trebuie să recunoaștem că exteriorul lor era curat, era un certificat pe care l-a dat Isus. Viața voastră exterioară este bună. Țineți legea. Voi faceți tot ce cere legea la exterior. Deci erau două calități ale fariseilor pe care însuși Isus a spus că sunt buni. Una că doctrina lor era corectă, a doua, viața lor externă era curată. Versetul 25. Majoritatea creștinilor evangelici pe care i-am cunoscut se laudă cu aceste două lucruri. Doctrina mea este corectă și viața mea exterioară este curată. Dar aceasta vă califică să fiți farisei. Grup de oameni despre care Isus a spus, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa iadului? Vă puteți imagina ca Isus să vină într-o biserică evanghelică și să predice lucrul acesta la creștini evanghelici care au toate doctrinele bune și a căror viața exterioară este curată? Ați înțeles Scriptura? Ce căuta de fapt Isus? Viața interioară. Este viața ta interioară curată? Partea din lăuntru a paharului este curată? Asta căuta Domnul atunci și asta caută El și astăzi. Deci să nu ne mai lăudăm că avem doctrine bune și o viață exterioară curată. Acelea sunt esențiale. Nu suntem ca saducheii care erau ca creștinii liberali. Dar dacă nu avem grijă de viața interioară, atunci nu suntem ca Isus, nu suntem creștini adevărați. Asta este diferența între un fariseu și un creștin. Un creștin are doctrine bune, viața exterioară bună, dar și interiorul paharului este curat. Este o mare diferență. Așa distinge un fariseu de un adevărat ucenic al lui Isus. Te poți întreba și tu din ce categorie faci parte. Ei spun lucruri, dar nu le fac. Aici este caracteristica oamenilor legaliști. Mai ales predicatorii legaliști, și sunt milioane în lume. Matei 23 cu 4. Ei leagă sarcini grele, adică predică standarde înalte și le spun oamenilor că trebuie să facă așa. Le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul mic nu vor să le miște. Știți că mulți oameni care predică despre zeciuială nu dau zeciuială? Știați asta? Ei nu dau 10ciu-ială. Spun altora să facă asta. Sunt fățarnici, pentru că ei înșiși nu dau zeci-ială. Eu nu cred că plata zeciuielii este o învățătură a Noului Testament. A fost abolită împreună cu legea. Astăzi nu dăm 10%, ci tot ceea ce putem da cu bucurie, conform 2 Corinteni 9,7. Aceasta este învățătura noului legământ. Dar sunt mulți oameni, milioane de pastori și predicatori, care le spun altora să dea zeciuial, dar ei nu o dau. Întreabă-te pe tine însuți, tu care spui că trebuie dată zeciuială, dai tu 10% lui Dumnezeu din tot ceea ce câștigi? Este o întrebare de cercetare. Și chiar dacă faci așa, tu ții legea. Eu nu sunt sub lege și pe mine nu mă vei robi cu acest lucru. Poate că pe alți creștini neștiutori, ignoranți, care nu cunosc noul legământ și nu cunosc Biblia, îi vei face să țină legile tale. Dar pe mine nu mă prins cu așa ceva, pentru că cunosc noul legământ. Ai spune că leagă sarcini grele pe oameni și ei nu le mișcă nici măcar cu un deget. Adică ei nu au practicat niciodată asta, dar ei cer oamenilor lucruri grele de făcut. Îmi amintesc că odată eram într-o tabără de tineri împreună cu un alt vorbitor, legalist și fățarnic. Eram doi vorbitori atunci. Și el predica și spunea, noi trebuie să dăm zeciuială nu numai din bani, ci și din timp. Avem 24 de ore. Deci două ore și 40 de minute trebuie să petrecem singuri cu Dumnezeu. Eu știam despre el că nu dă zeciuială din venitul lui. Era un doctor foarte bogat. Și de asemenea nu dădea zeciuială nici din timpul lui. Eu nu am spus nimic când el a spus asta. Nu am fost de acord cu el, dar am tăcut, pentru că era și el predicator și nu am vrut să îl umilesc în public. Am tăcut. Dar tinerii de acolo au fost tisteți. La una din sesiuni a fost cu întrebări. Și unul din tineri a spus, Aș vrea ca fratele Zac să îmi răspundă la o întrebare. Este corect ce a spus celălalt vorbitor, că trebuie să dăm zeciuială și din timpul nostru? am fost pus la perete. Și atunci am spus, nu sunt de acord cu asta. Nu este niciun verset de felul acesta în Scriptură. Apoi m-am întors la celălalt vorbitor și l-am întrebat, frate, petreci tu 2,4 ore în fiecare zi cu Dumnezeu? Șovăitor a spus, nu, frate, nu fac asta. Am fost nevoit să-l dau pe față de dragul acelor oameni peste care el a pus sarcini grele pe când el nu le-a ridicat nici cu degetul mic. La astfel de oameni mă refer eu. Sunt mulți predicatori de felul acesta. Deci nu lăsa pe nimeni să pună greutăți pe tine. Jugul lui Isus este ușor și la fel și sarcina lui. Sunteți trudiți și împovărați pentru că permiteți acestor fățarnici să pună sarcini grele peste voi, pe care ei înșiși nu le mișcă nici cu un deget. Versetul 5. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late și poalele veșmintelor cu ciucuri lungi. Tot ce fac, fac ca să fie văzuți de oameni. Ori de câte ori facem ceva doar ca să ne vadă oamenii, suntem ca farisei. Noi trebuie să trăim înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne văd oamenii, nu avem ce face, asta este, dar nu facem ceva pentru a fi văzuți de oameni. Asta este ideea. Uneori nu avem ce face și oamenii văd faptele noastre bune, dar nu le facem pentru a primi aprecierea lor. Am scris odată o cărticică. Ea se numește 50 de caracteristici ale fariseilor. Este un studiu foarte interesant. Acolo vezi foarte bine caracteristicile fariseilor. Este de mare folos dacă vrei să vezi ce spune Noul Testament despre farisei. Despre asta e vorba în acea carte. Un număr din aceste caracteristici sunt aici, în acest capitol, pe care ei nici cu un deget nu le mișcă. Fac lucruri pentru a fi văzuți de oameni, versetul 6. Le place locul de onoare la o spețe și mese și la sinagogă. Oamenii vor respect în sinagogi. Locurile de frunte pentru a fi recunoscuți ca prezbiteri și pastori. Cei cu funcții vor totdeauna să stea mai sus, pe podium. Ești și tu așa? Iisus a spus, du-te și ocupă locul cel mai din urmă. Unde sunt creștinii care să împlinească asta? Aproape toți liderii creștini vor titluri, vor să stea pe podium și să fie respectați de alții. Iubesc locurile din tâi la sinagogă. Putem aplica aceasta și la biserici. Aceștia sunt farisei. Iubesc să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să fie numiți de oameni rabini. Le place să fie salutați de alții. Le place să fie onorați. Totul este pentru onoarea lor. Locul din tâi la sinagogi, salutul altora pentru onoare, avea titluri religioase pentru onoare. Totul este pentru onoarea lor motivul din spatele tuturor lucrurilor este văzut de Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu îl interesează pe ce scaun stai, ci care este motivul din spate. Dacă vrei să transmiți un mesaj oamenilor și locul cel mai bun este să stai în față, este ok. Este ok să stai pe un podium astfel încât tot să te vadă, dacă ai un motiv bun. Dar dacă stai acolo că vrei onoare, atunci aceasta este altceva. Dumnezeu se uită la motivație, la inimă. Omul se uită la înfățișare. Apoi spune, să nu vă numiți rabi, că unul singur este învățătorul vostru. Voi toți sunteți frați. Noi trebuie să fim toți frați. Acesta este titlul care ni s-a dat, acela de frați. Știți ce minunat lucru este ca nou legământ să fi numit frate? Când cineva îmi spune frate și eu spun frate cuiva, ne referim la faptul că noi suntem frați mai mici ai lui Isus Hristos, care este fratele nostru mai mare, conform Romani 8 29. El e primul născut dintre mai mulți frați. De aceea, frate este titlul cel mai mare pe care îl poți da unei ființe umane, adică titlul de frate mai mic al lui Isus Hristos. De aceea a spus, voi toți sunteți frați. Și pe pământ să nu numiți pe nimeni tată, pentru că unul singur este tatăl vostru, cel care este în ceruri. Asta înseamnă să nu ne adresăm niciunei persoane cu părinte. Isus a spus: "Nu faceți asta." Totuși, pot fi unii părinți spirituali, dar nu trebuie să li te adresezi așa. Pavel spune corintenilor: "Puteți avea mulți învățători, dar aveți un singur părinte. Eu sunt părintele vostru spiritual." 1 cu 4:15. Pavel îi scrie lui Timotei în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 2. Către Timotei, copilul meu prea iubit. A fost inspirat de Duhul Sfânt? Deci vedem că Pavel nu lăsa pe nimeni să îi se adreseze cu părinte Pavel. El era apostol, dar era și un frate. Era un frate în Hristos. Să nu numiți pe nimeni pe pământ părinte și nici lider sau conducător, Căci unul singur este liderul sau căpetenia voastră, și anume Hristos. Cel mai mare dintre voi trebuie să fie rob. Luăm noi în serios toate aceste cuvinte ale lui Isus sau le ignorăm? Mulți creștini le ignoră. Ei spun: "A, asta nu e important." Ce nu este important? Despre care din cuvintele lui Isus poți spune că nu sunt importante? Isus a spus: "Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele." Nu trebuie să numiți pe nimeni conducător, părinte, învățător. Poate ai aceste funcții, poate ești un învățător din Cuvântul lui Dumnezeu, poate ești un părinte spiritual, poate ești un conducător. Foarte bine. Dar atitudinea ta trebuie întotdeauna să fie aceea a unui frate și a unui slujitor. Cel mai mare dintre voi trebuie să fie slujitorul celorlalți. Așa trebuie să fie în viața creștină. Dacă cu adevărat ești un conducător de biserică, trebuie să fii slujitorul celorlalți. Deci aici observ că sunt două titluri pe care ni le-a dat Dumnezeu. Frate, versetul 8, și slujitori. Și toți dintre noi trebuie să le avem pe amândouă în relația cu alți oameni. Trebuie să fim frați și slujitori. Nu trebuie să ne atribuim titluri care să ne ridice deasupra altor frați. Poate că avem o funcție foarte importantă. Poate ești apostol, poate proroc, poate un învățător, dar totuși ești frate. Priviți la Ioan care era un mare apostol, dar priviți ce spune despre el. În Apocalipsa capitolul 1, versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, un bătrân de 95 de ani care a slujit cu credincioșie Domnului peste 65 de ani, ce este la sfârșit? Un frate și un slujitor. Așa au fost mari apostoli. Aceste titluri nu contează. Isus a spus: Nu te înălța pe tine însuți. Matei 23 cu 12. Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Acum, eu știu că acestea nu sunt cele mai importante porunci din Scriptură, ci iubește pe Dumnezeu cu toată inima și pe aproapele tău ca pe tine însuți, dar până și pe cele mai mici porunci, Isus a spus să nu le ignori, că altfel vei fi numit cel mai mic în împărăția cerurilor. Noi ne străduim să înțelegem tot ce ne-a învățat Isus, nu doar 95%. Mergeți în toată lumea, faceți ucenici, botezați-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să facă tot, fiecare lucru pe care eu vi l-am poruncit. Tot, fiecare lucru. Este foarte, foarte important. Priviți la creștinismul de astăzi, în care mulți predicatori și lideri își iau tot felul de titluri. Credeți că aceasta este voia lui Dumnezeu? Eu nu sunt aici pentru a-i judeca. Vă rog numai să comparați cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Oricine se va înălța, va fi smerit. Și oricine se va smeri, va fi înălțat. Pe măsură ce trecem prin acest capitol, vedem că Isus începe să îi dea pe față pe farisei. Și apoi merge mai departe spunând, Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre. Isus a vorbit ca un proroc. Vă spun că atunci când un proroc vorbește, mulți oameni se simt ofensați. Dar prorocul arăta drumul spre împărăția lui Dumnezeu și le spunea, voi fariseilor nu intrați în împărăția lui Dumnezeu, dar o și închideți pentru alții care vor să intre. Cum o închideau? Prin legile lor legaliste prin care puneau sarcini grele asupra oamenilor, în loc să le arate calea înspre împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem astăzi că un om legalist poate să pară a fi neprihănit în multe lucruri, dar de fapt el să închidă ușa spre împărăția lui Dumnezeu. Oameni care analizează lucruri mici și le dau o importanță mai mare decât le-a dat Dumnezeu. Așa cum am spus despre sabat. i făceau sabatul mai mare decât l-a făcut Dumnezeu. Și astfel. Ei închideau împărăția pentru cei care doreau să intre în ea. Așa spune aici, nici voi nu intrați și nu lăsați nici pe alții să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. Iată un alt lucru ce-l făceau ei, luau bani de la văduve. Și apoi, ca să își liniștească conștiința care îi necăjea, mergeau la sinagogă și făceau rugăciuni lungi pentru a acoperi nedreptatea ce o făceau cu privire la bani, când luau bani de la văduve și alți oameni săraci. Dumnezeu vedea toate aceste lucruri. Astfel de lucruri se întâmplă și astăzi. Toate aceste lucruri și multe altele. Dacă studiați acest capitol, Matei 23, veți vedea tot ce ne-a învățat Isus. Multe lucruri de care El vrea să ne scape. Dacă chiar Îl iubiți, veți păzi poruncile Lui. Vom continua în episodul următor.